Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Când a început vacanța? Practic de miercuri, nu? De miercuri, da. Miercuri, marți, joi, sfânt. De sâmbătă ai lasă. Sfântul Andrei, ziua națională. Practic, dacă îți luai două zile de concediu, și o vine, adică luni, marți, și o vineri scurtă alilantă, plecai de joi seară. Vinerea e punte bifată, dar normal, cine a fost mai destoinic și a luat și luni și marți. Aha. Super puntea. Și a luat și weekendul celălalt, s-a dus în Seychelles. Da. Dar, exact. Pe de altă parte, din ce am văzut la TV, eu așa am sezat, noi prieteni am stat acasă că am fost leneși și zgârciți și nu ne-am dus nicăieri, practic n-am făcut nimic, nici grătar n-am făcut, am fost vai de steaua noastră, am vremea fost puturoși. Nasoală, ai gătit ceva? Da. Ce ai gătit? Păi ce să faci dacă... Ai gătit. Eu am lăsat-o pe Ione, a gătit Ione iahnie de fasole, foarte bună. În rest, bun de tot, dar să e cea mai bună iahnie de fasole, eu nu o face, să îți dau. Și să-ți aduc fasole de aia de care îți place ție. De aia grasă. Aia, da. Untoasă. Lasă-mă că nu mai cred nimic din ce spune. Luca o viață întreagă ne-a zis că el nu mănâncă fasole până când am dus la Adi Hădean și a ras alinstiga aia la propriu. Adevărat, da. Foarte bună. Și a descoperit că îi place un anumit tip de fasole. Bun, revenind, din ce am văzut la TV, noi am văzut peste tot aglomerație foarte mare și în trafic. S-a stat câte 5 ore în drumul spre Sinaia de aici, din București. Prețuri foarte, foarte mari. Langoși. 20 de lei. Un langoș. Dar ce adică pune monia? E o gogoșe cu brânză, mă, cum să fie 20 de lei? S-a scumpit brânza, dar... 18 lei un pahar cu vin. 18 lei un pahar cu vin fiert. Cât înseamnă? Ce? 4 euro? Aproape 4 euro? Cum ar veni? În lumea noastră euroizată? Costă 2 euro la târgu de Crăciun de la Bruxelles sau pe unde o fi. 19 lei o clătită în București. 30 de lei un hot dog. 30 de lei un hot dog. 30 de lei un hot dog. Măcar cu murături, cu ceapă cineva caramelizată. Băi, nu știu, frate, dar e 30 de lei un hot dog. Întrebare. Pentru voi, cei care ați fost plecați în mini-vacanța asta, unde, vrem să știm, unde ați fost plecați și cum vi s-a părut? Cum vi s-au părut prețurile? Cum vi s-au părut serviciile primite și cum vi s-a părut traficul? Ziceți-ne și nouă. 0372 069599. Sigur, toată lumea a vrut să plece la relaxare, dar vrem să știm dacă ați și opțiuni, dacă v-au surprins prețurile în vreun fel, dacă vi s-a părut ok. Practic, să-i ajutați și pe ceilalți să știe la ce se aștepte de sărbători, că de sărbători să plece și mai multă lume. Bun, prețurile, astea sunt. Nu, n-ai ce să... Până la urmă, știi ce? Cine vrea să dea, dă. Cine nu, asta e viața. Înțeleg că sunt și foarte scumpe căsuțele astea care se închiriază prin târgurile de Crăciun. Uh-huh. E la Cluj, cred, am citit undeva pe perioada asta, 20.000 de lei să închiriezi o căsuță de aia, unde vinzi ceva. Uh-huh. Întotdeauna au fost scumpe. Băi, totuși, 20 de lei, sunt 4.000 de euro. Eu nu știu dacă oamenii aia săraci, cât trebuie să vândă ca să scoată banii. Deci dacă cumva... Probabil că rentează din moment ce... Stai liniștit, nu le plânge de mine, că dacă nu renta, nu se duceau acolo. Adică nu știa nimeni cu forța să zici, domne, săracii acolo au dacă, și... Dacă printre voi e cumva și cineva care a închiriat o căsuță anul ăsta la vreun târg de Crăciun, am vrea foarte mult să vorbim, să înțelegem cât costă să închiriezi o căsă. Deci 0372069599. Vă așteptăm. V-au surprins prețurile în această mini-vacanță? Dacă ați plecat pe undeva, cum vi s-au părut prețurile? Cum vi s-au părut serviciile? 0372069599. Petruț e deja cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața, Petruț! Bună dimineața! Te rog! Eu am fost la patru târguri de Crăciun în Germania. Da. Și voi spuneați de paharul de vin la 18 lei, parcă. Da. Vinul fiert la noi. Deci, 4 euro era acolo. Cât? 4 euro. Ca la noi. Burști cârnați nemțești cu, într-o chiflă, tot așa, vreo 4-5 euro. Da. Și ce m-a surprins cel mai mult și cel mai mult, am fost în câteva magazine. Și întorcându-mă în țară, am făcut comparație la anumite dulciuri și în Germania prețurile sunt la jumătate față de noi. Deci, practic, noi suntem mai bine ca nemții din punctul ăsta de vedere. Da. Dar cum îți explici că o fi atât de scump la noi? Nu știu, o fi transportul mai scump, habar n-am. Vin prăjiturile mai departe. Da. Da, hai să vedem. Mulțumim, Petruț. Ce să zic, suntem, da. Ioana, mulțumesc, Petruț. Ioana, bună dimineața. Bună dimineața. Bonjour. Bună, Ioana. Da, și noi am zis că fugim de aglomerație. Am fugit până în Salzburg, unde am avut surpriza. Adică a fost o imagine foarte interesantă când am, imediat după ce am intrat în Austria, în prima stație de combustibil, da? Am oprit să cumpărăm acea vinetă, da?
Și din 100 de mașini, 98 erau de România. Da. Și, într-adevăr, prețurile au fost tot cam așa. 4 euro un pahar de vin, 4 euro... Deci mai bine te duceai la Sibiu și economiseai benzina, asta înțeleg. Un pachetel de castane, dar, într-adevăr, dulciurile sunt mai ieftine și... Și sunt și Mozart. Da. Asta vreau să zic. Exact, asta am vrut să spun, acolo e Mozart. Da, 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 la da, ciocolată, da, 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 da. Ciocolată de casă cu nuci, cum găsim la noi? Găsești la Salzburg? Da, nu mai știu. Nu mai știu. Da. Bine, am înțeles. Mulțumim frumos. Apropo de Sibiu, uite, ne scriu ascultătoare că o porție de ciolan cu murături la târgu de Crăciun din Sibiu a costat 99 de lei. Băiatule, e foarte mult, mi se pare mult. Iar dar, Ionuț, cât costă, dar cât costă să închiriezi căsuțele alea? Îți spun imediat. Ionuț, ca să termin cu Sibiu, Ionuț spune că a fost la Sibiu și a făcut la dus 9 ore pe Brașov și l-a întors 7 ore pe Vâlcea. Da. Apropo de cât faci în România, că mai bine te duci până în Austria la târg. Da. Bun, mergi cu trenul. Acum să știți, există soluție la asta. Chiar mergi cu trenul. Sunt aglomerate. Bun, sunt aglomerate, și dar sunt mizerabile. Și nu te poți mișca pe urmă acolo. Ce faci acolo? Că dacă dai banii pe taxiuri adică și pe... Păi dai banii pe taxi, măcar nu stai 9 ore. Că dacă te duci la Sinaia, de exemplu, nu ai nevoie. La Sinaia poți să te descurci pe jos, fără probleme, da? Da. Dacă te duci la Sibiu, mă gândesc și vrei să mai mergi stânga-dreapta, să pe la Sibiu. Vlad la... vorbește de timpul pe care îl salvezi ca să ajungi la Sibiu. Aia da. Mergi cu autobuzul. Da, corect. În fine, revenind la căsuțe, ai zis, da? Prețuri pentru căsuțe. Zice așa, că la Cluj costă 30.000 de lei plus utilități. Cât? O căsuță la târg. 30.000 de lei. La Timișoara... Păi da, scoate cineva banii ăștia? Depinde și pe ce perioadă. Uite, la Timișoara avem un exemplu mai concret. Zice că la Julius Town o căsuță pentru 5-6 zile este 2000 de lei. La Sibiu, zice, era 23.000 de lei acum 2 ani. Căsuța la târgul de Crăciun. Pentru o lună, probabil, sau pe toată perioada pentru târgului. O lună, probabil, da. Hai să vorbim și cu Andrei. Bună dimineața! Bună dimineața, salut, Andrei! Andrei. Bună dimineața! Bună! Eu mi-am petrecut mini-vacanța așa, în prima parte la Cluj, da. Fiind și ziua mea de naștere în data de 1 decembrie, mai zis cu familia. Dar de unde ești deloc? Eu sunt din Valea Jiului, okay. Dar momentan locuiesc în Cluj. Și exact cum spuneați și voi puțin mai devreme, 20 de lei sau un langoș, da? Deci am pentru cei 4 persoane am plătit 80 de lei. Bă, dar cât e langoșul ăla de mare? Iar un metru pătrat, cât e? Deci, e un langoș normal, dar prețurile l-au luat o rază puțin aici, în Cluj. Așa. Ne-am mai dat în roata aceea mare care copiii își doreau foarte mult. La fel, acolo am plătit 30 de lei. Deci 120 de lei cu 80 de lei. Deci două chestii, deci 200 de lei. Așa, prima. Mă, dacă ar găsi... Iar a doua parte a mini-vacanței am petrecut-o la Straja, la schi. Unde față de anul trecut, într-adevăr, au crescut prețurile atât la instalațiile pe cablu, cât și la mâncare. Dar e încă acceptabil. Bun, cred că nu avem încotro. Suntem obligați să căutăm locuri noi în care să mergem în vacanță, care nu sunt atât de aglomerate și de căutate. Uite, de exemplu, la Suceava e 3 lei pahar de vin. Uite, poftim. Da, deci se poate. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.